spune cuvântul Scriptură. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Venim să cerem ajutorul Domnului, Tatăl din ceruri. Îți mulțumim, Doamne, că Tu le-ești armonii și dragoste, legăturile noastre frățești. Îți mulțumim că dragostea lui Hristos și sala aceasta ne-a strâns și ne-a pus pe toți la o lată în locul acesta. Te rugăm atât de mult să binecuvântezi întâlnirea noastră cu prezența Ta. Amin. Te rugăm să primești cântarea de laudă. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești. Amin. Te rugăm, Doamnezeule, ca Tu să lucrezi la viața și la caracterul nostru. Și îți mulțumim, Doamne, că ești Dumnezeu atât de bun. Te gândești și te îngrijești de sufletele noastre. Lasă liniște, lasă pace. În numele scump și drag al lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Începem închinarea în continuare, lăudând pe Domnul prin două cântări, împreună cu grupul de față. Și prima cântare spune, El e înălțat. Împăratul divin e înălțat. Pe Hristos vrem să-L înălțăm și vrem să-L lăudăm. Yeah.
după care fratele Liviu va aduce un cuvânt și va îndemna biserica la rugăciune. Începând cu versetul 14. Efeseni, capitolul 6, de la versetul 14. Cuvântul Domnului. Stați gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcați cu platoșa neprihănirii, având picioarele încălțate cu râvna Evangheliei păcii, pe deasupra tuturor acestor lucruri, luați scutul credinței,
cu care veți putea stinge toate săgețile arzătoare a celui rău. Luați și coiful mântuirii și sabia Duhului, care este cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea prin Duhul tot felul de rugăciuni și cereri. Vegheați la aceasta cu toată stăruința și rugăciune pentru toți Sfinții. Amin. Amin. Ori de câte ori ne adunăm împreună, este un har de la Domnul. Suntem mântuiți prin harul lui Dumnezeu. Avem credință de la Dumnezeu, este harul lui. Și vreau să spun câteva lucruri despre credință. Credința noastră este importantă. Am primit-o de la Dumnezeu și trebuie să veghem asupra ei. Asupra credinței, asupra coifului mântuirii și să veghem asupra rugăciunii. Primul și primul lucru pe care îl atacă cel rău la credincioși este credința. Lui nu-i place când un om crede în Dumnezeu. Nu-i place deloc. Lui nu-i place când cineva acceptă Evanghelia, când este mântuit. Și lui nu-i place când cineva se roagă. Dacă ne rugăm, câștigăm bătălia. Credința noastră este întărită. Uneori nici nu ne dăm seama cât de ușor renunțăm la credință. Ne uităm în grădina Eden și vedem că cel rău stă de vorbă cu Eva și așa frumos o triblează. Da? Așa frumos, încet, fără să-și dea seama. Și m-am întrebat, dar de ce Eva n-a întrebat că cine ești tu? De tu îmi spui altfel decât mi-a spus mie Dumnezeu. N-a întrebat, ci a crezut imediat. Și de atunci să știți că Satan este cel care dă târcoale credinței noastre. Vrea să ne slăbească credința la fiecare dintre noi. Și interesant că El vine în fiecare zi. Să nu ne așteptăm dacă astăzi ne dă biruință, mâine nu va încerca din nou să ne ispitească. Și mâine. De aceea trebuie să veghem asupra credinței noastre. Scriptura spune, cel neprigănit va trăi prin credința lui. Dar dacă dăm înapoi, primul lucru, credința noastră este foarte importantă. Am primit-o de la Dumnezeu. Să nu cedăm în fața celui rău așa de repede. Vor fi probleme, necazuri, încercări, ispite. Dar Domnul Iisus spune, îndrăzniți. Eu am biruit lumea. Și nu vom putea să respingem ispitele sau influența celui rău fără ajutorul cuvântului. Fără Domnul, cel care ne-a mântuit. Fără Duhul Sfânt. Aceasta este puterea lui Dumnezeu care ne ajută în slăbiciunile noastre și ne învață să ne cum să ne rugăm. M-am întâlnit într-o zi cu cineva și am zis că de ce nu vii vinerea seara la biserică? Era mai în vârstă, era pensionar și noi vinerea seara ne rugăm toți. Și îmi zice sora, păi m-am lăsat așa, pe tânjală. Asta așteaptă Satan. Nici să nu venim la biserică, nici să nu ne rugăm. Când se întâmplă lucrul acesta, să știți că eu nu folosesc bine credința mea. Ci las pe cel rău
cu săgețile lui arzătoare și nu folosesc scutul credinței. Știm cu toții ce e acela scut, da? Când cineva vrea să treacă cu săgeata de acolo, eu imediat iau scutul, da? Și săgețile dau un scut. Asta așteaptă Dumnezeu de la noi. Să folosim credința, că ne-a dat fiecăruia. Și să nu ne bazăm pe noi înșine, în această luptă. Că noi n-avem de luptat împotriva cărnii a sângelui, ci avem de luptat împotriva duhurilor răutății care sunt în unde? În locurile cerești, acolo sus. Și fără să ne dăm seama, ne lăsăm biruiți. Ba mai mult, îi acuzăm pe alții că au căzut și nu vedem că și noi am fost atinși de acele săgeți. Coiful mântuirii. Acesta, la soldați, era pus pe cap. Al doilea lucru pe care îl țintește Satan este mintea noastră. Da? Și el caută să ne pună în minte tot felul de lucruri. Dar el, mincinoase, este tatăl minciunii. Și noi dacă îmbrățișăm toate ideile, toate gândurile, suntem confuzi, suntem obosiți. Și nu mai discernem lucrurile bune, cele care nu sunt așa de bune. Așa cum ne păzim cu scutul credinței, trebuie să ne păzim mintea noastră. Mintea noastră, cineva spunea, nu este gunoiul satanei, tomberon, unde să pună satana tot felul de lucruri. Nu, nu, nu. Trebuie să am grijă ce intră în mintea mea. Dumnezeu să ne dea înțelepciune la lucrul acesta. Așadar, trebuie să veghem asupra credinței noastre, asupra mântuirii noastre. Numai Dumnezeu ne poate mântui și ierta. Și noi trebuie să ne iertăm unul pe celălalt. Dar n-avem voie să uităm de importanța credinței și importanța faptului să ne păstrăm mintea curată și sănătoasă. Apoi, să vedem asupra rugăciunii. Când am înțeles foarte bine credința și că ea este scutul, un scut împotriva celui rău, și când am înțeles că mintea mea trebuie să fie curată, atunci este foarte ușor să mă rog. Nu mai trebuie să-mi spună mine să mă rog, pentru că eu sunt conștient că El m-a salvat, El mi-a dat credință și El mi-a dat putere să rezist în fața uneltirilor celui rău. Este o luptă spirituală invizibilă pentru unii, dar vizibilă pentru cei care au credința puternic ancorată în Dumnezeu. La aceasta ne cheamă Dumnezeu. Să venim așadar cu rugăciunile noastre înaintea Lui. Știm că El ne-a dat credința și El o poate întări, El o poate păstra vie și curată în fiecare zi. Și Dumnezeu să ne ajute în aceasta. Ne smerim înaintea lui Dumnezeu. El este cel prea înalt. Suntem și stăm în picioare datorită harului Său. Nu datorită elocvenței mele, nu datorită titlurilor mele sau școlilor sau nu știu ce. Nu. El este înălțat. Când credința mea este tare, El este înălțat. Nu carnea și sângele, ci El să fie înălțat. Rugăciunea mea îl înalță pe El, credința mea îl înalță pe El. Și noi să-L înălțăm chiar prin rugăciunile noastre, primind putere de la Dumnezeu. Amin. Ne sperim și ne rugăm. Mulțumim, Tatăl nostru, pentru credința care e pusă în urmă de pe Hristos, Domnul nostru. Mulțumim, Doamne, că ne-ai dat
partea ca și un dar în momentul când am crezut. Doamne, ajută-ne ca să ne păstrăm această credință în Tine puternică, nevătămată și să rog frumos, Doamne, să îmi dai puterea prin această credință să te cunoaștem mai bine în fiecare zi. Amin. Doamne, mulțumesc pentru că ești un Dumnezeu care te-am crezut. Mulțumesc pentru că întotdeauna am fost la lucru și întotdeauna am făcut să mă vrem în tine și mă vrem și mă vrem. Ajută! Mulțumesc, Doamne, pentru ajutorul pentru călăuzirea pe care am avut parte din partea asta. Da. Vreau să mă vrem, Doamne, ca să mă sfințești, vreau să mă frățești. Amin. Vreau să mă ajut, Doamne, să cresc frumos pentru că credința în tine să fie desăvârșită. Amin. Pentru că la venirea ta, că tu găsit un loc bun și să mă vrem. Îți mulțumesc pentru că faci aceasta, în numele Fiului Frumos să spui scos. Amin. Amin. Ce să vezi Dumnezeule și după masa aceasta și-ți mulțumesc că din nume că m-a pocăit să fii cu Cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru că ești un Dumnezeu viu veci vecilor. Mulțumim, Doamne, pentru Sfinția care ai dat-o prin Domnul Iisus Hristos. Mulțumim, Doamne Iisuse, că ne iubești așa de mult, să ai dat viața pentru noi. Doamne, Doamne, cer să trăim în necăcărie. Ajută-ne, Dumnezeu. Amin. Ajută-ne, Doamne, să avem râvna Evangheliei tot timpul cu noi, cuvântul Tău să fie în noi și să-L împlinim, Dumnezeule mare. Amin. Te rugăm să ne mărești credința. Avem nevoie de o credință tare, Doamne, în Fiul. Ajută. Avem nevoie de sprijinul Tău și te rugăm să ne susții, Doamne, pentru că suntem slabi. Și de adevăr că te ridică-ne numele Ăsta, Doamne. Amin. Doamne, de noi o minte limpede să înțelegem Duhul de care vii, Doamne. Amin, Doamne. Elevereze Duhul de ce mi-e rău și pui Duh și să pui Duhul Tău noi. Amin. Doamne, dă inimi curate în viețile noastre, Doamne, să trupurile noastre. Doamne, ascultă-ne rugăciunile pentru că le lăsăm către Tine numele Domnului Iisus, pentru biserica Ta. Sfințește-ți biserica Ta. Amin. Sfințește-ți robii Tăi. Sfințește-ne copiii, Doamne, ca de mântuire peste ei. Amin. Sfințește-ți biserica în dragoste și sfințire, Dumnezeu de mare, pentru că este nevoie, pentru că cel rău este peste tot. Doamne, răgândește ca să cuprindă pe copiii Tăi. Întărește pe cei slabi în credință. Amin. Ajută-ne pe toți să rugăm numele Tău. Amin. În cinste și onoare. Slăviți să fie numele Domnului meu peste veci. Amin. Amin. Oameni pierduți, de la acestea suntem și noi, am căutat și ne-am găsit. Mulțumim! Să nu te iei adevărată. Da. Așteptăm, Doamne, să vă stăm în față. Amin. 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 Vreau să-ți mulțumesc atât din cer, pentru dragostea care ne porți în fiecare zi. Mulțumim! Îți mulțumesc atât din cer, care tu să-mi o credință mare. Mulțumim! Ajută-ne la Dumnezeu ca să vă strâng până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Să urmăm calea Ta, Doamne, Tată, ajut. Și să Te urmăm pe Tine în lumea aceasta, Doamne, Tată, și să fim exemplu bune pentru cei din lumea nostru. Amin. Te rog, Doamne, Tată, ca să aduci mântuire și în viețile celor dragi ai noștri, Amin. Tată, ne rugăm, să pui o credință mare în viața lor, Doamne, Tată, iar noi, Doamne, să Te slujim o veșnicie întreagă. Amin. 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 Te Amin. Ne vindează toate cele și ce schimb de părtășie în casa Ta. Mulțumim. Și deja te rogă să binecuvântezi Sărbul Tău. Amin. Sărbul Tău care ne va duce pe bunșit pe masa aceasta. Amin. Să se dea Îngerul Cătorul Sfânt. Amin. Prin propovăduirea de Doamne sufletele noastre să se învioreze. Amin. Să stăm ancorați în cuvântul Tău. Amin. Să trăim, Doamne, și numele Tău să fie slăvit. Amin. Amin. E curat. Mulțumim. Mulțumim. Da.
Da. Amin. 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 Să spunem cu toții rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Căci a Ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Amin. Fanfara. Thank you.
Bine slăvit să fie Domnul. Instrumentiști ca instrumentiști, dar toboșarul face tot Domnul. Am înțeles care este secretul. Această mează am văzut cât mănânc un toboșar că cântă așa de bine. Domnul să-l binecuvânteze. Știți că așa cel tânăr care a dus la biserică, la păstor în birou, zice, frate păstor, îmi zicea pe predica, s-a dus la el în birou, am o întrebare foarte, foarte importantă. Da, păstor, zice, spune, frate, ce te... mă frământă de ceva vreme, mă frământă ceva foarte tare. Spune ce? Câte cafele veți matale înainte de predic, predicați așa de bine? O cafea, ca orice om, deci pe el iau două, să vă ascult până la capăt. Așa a fost cu toboșarul nostru. Am uitat ce-o cât mănânc un toboșar că cânt așa de bine. Domnul să-l binecuvânteze. El și pe ceilalți de lângă el. Închinarea în casa Domnului continuă. Sora Florentina a pregătit o cântare. Domnul să o binecuvânteze. Darea cu poezie. Apoi grupul de frați care mergem la bată au pregătit mai multe cântări. În seara aceasta vor cânta doar două maxim atât. Una, două. Câte aveți pe inimă, Domnul să vă binecuvânteze. Thank you.
toamnă vom avea ce recolta și Domnul să ajute și pe plan spiritual și pe plan material. Următoarea întâlnire în casa Domnului este vineri, la un timp de rugăciune. Vă îndemnăm pe fiecare, faceți-vă timp și pentru timpul de rugăciune. E atât de frumos să vii, să asculți cuvântul Domnului și apoi să te rugăm vineri de la ora 7, timp de rugăciune în casa Domnului, duminică dimineața de la 10, după amiază de la ora 5 și asemenea duminică dimineață vom sta și la masa Domnului. Domnul să binecuvânteze întâlnirile noastre a fiecare. Urmează să cântăm o cântare cu dragă adunare, timp în care ne închinăm Domnului cu darurile noastre, după care vom asculta predicarea cuvântului. Ieremia 18, dacă aveți deschis, primele 6 versete spun în felul următor. Cuvântul vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Scoală-te și coboară-te în casa olarului, acolo te voi face să auzi cuvintele mele. Când m-am coborât în casa olarului, iată că e lucrat de roată. Vasul pe care îl făcea n-a izbutit, cum se întâmplă cu lutul în mâna olarului. Atunci l-a făcut un alt vas, cum mi-a plăcut lui să-l facă. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Nu pot eu să fac cu voi ca olarul acesta, casa lui Israel. Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casa a lui Israel. Amin. Amin. Am vrea să observăm aici a modului Dumnezeul nostru care de multe ori ne surprinde pe noi de lucra în felul său unic și nimeni nu poate contesta felul cum lucrează Dumnezeu. Dumnezeul nostru este Dumnezeu care nu are asemănare nici în cer,
deci pe unul. Oamenii au încercat să-L pună de multe ori pe Dumnezeu într-o cutiuță. Să-L pună între niște parametre. Să-I facă niște limite și garduri lor și să-I explice felul în care El lucrează. Doar că Dumnezeu nostru nu lucrează cum vrea omul. Dumnezeu nici măcar nu lucrează cum se așteaptă omul. Și avem multe momente în care putem să arătăm modul cum lucrează Dumnezeu. Doar o mică paranteză se fac. Gândiți-vă pe vremea Domnului Iisus Hristos. Se întâlnesc trei ori. Și fiecare încearcă să explice cum lucrează și cum vindecă Hristos de orbirea aceasta care aveau ei fizică. Și nu spune, hai să explică cum vindecă Dumnezeu. Păi uite, așa vindecă Dumnezeu. Vine la tine și îți spune, deschide-te ochii și vei vedea. Nu spune, nu, asta nu, Iisus nu așa lucrează. Dacă chiar vrei să știi cum lucrează Dumnezeu și Domnul Iisus, El ia tine, îți unge ochii, te duce la scăldătoare, te speli și vezi. Nu, zice altă, nu așa lucrează Dumnezeu. Îți spune cum lucrează Dumnezeu. El vine, îți pune mâna la ochi, se roagă pentru tine și la început vezi numai așa o lepuțică. Apoi iarăși cu altă, îți pune mâna la ochi, se roagă pentru tine și apoi vezi un pic mai bine. Și apoi abia a treia oară începe a vedea. Care are dreptate? Cine? Și cum lucrează Dumnezeu? Cum vrea El. Noi încercăm, vă aduceți aminte, pe vremea lui Elisei, împăratul Naaman, mai mare Naaman armate, vine și zice, îi spune acolo, zice, du-te acolo la Elisei, la unul zeu, se va ruga pentru tine și vei fi vindecat. Du-te la Elisei. Ascultați, Elisei este în casă. Deci măcar nu, auzi, marele ase, conducătorul general ăsta care a contrupit Israel, vine la om, la păstor acasă, spune așa. Ce problemă e? Suntem slujitor. Păi spui problemă. Du-ți scalde. Nici măcar nu e să-l vadă. Noi omenește, băi, nici nu l-am băgat ăsta. Hai să vezi ce reclamă îi fac eu sat acum. Dar Dumnezeu nu lucrează cu vreo omul. Zice Naaman, dar eu mă așteptam că o să ieși afară. Că o să-mi faci ungere. Că o să te rogi pentru mine. Nu. Dumnezeu lucrează simplu ca omul să nu se încreadă în om, să încreadă în și Dumnezeu nostru vorbește, spune în cuvânt Scriptură, vorbește în multe feluri și chipuri. Doar noi ca oameni trebuie să luăm seama, să luăm aminte. Odată ce un cuvânt care vine și ne se deschide în seara aceasta în fața noastră, un cuvânt care spune în felul următor, Ieremie care era profetul Domnului, omul care aducea mesajul lui Dumnezeu în fața poporului. Și spune cea, cuvântul a vorbit lui Ieremia din partea Domnului și care sună astfel. Deci Dumnezeu îi vorbește lui Ieremia. Dumnezeu îi spune ceva lui Ieremia și spune, Ieremia, vreau să-ți dau o lecție. Ieremia, vreau să-ți vorbesc cu nu ți-am vorbit niciodată. Gândiți-vă că noi pocăiți, noi credincioși, îi afirmăm și spunem că Dumnezeul nostru, față de toți Dumnezeii care există în ziua de astăzi, Dumnezeul nostru are gură și vorbește. Amin? Avem un Dumnezeu. Dumnezeu care în seara aceasta l-a închemat în mijlocul nostru. Dumnezeu a cărui Biblie o citim. Dumnezeu a cărui ne rugăm. E Dumnezeul nostru care are gură și vorbește. Întrebarea care se pune. Când ultima dată ți-a vorbit Dumnezeu? Hristos spune în felul următor. Eu cunosc oile mele pe nume și ele ne ascultă glasul. Și întrebarea se ridică. Când ultima dată ți-a vorbit Dumnezeu? Oare ne mai vorbește Dumnezeu nou astăzi? El vorbește. Avem urechi să auzim? Relația noastră cu Dumnezeu, da, este una publică care venim duminică, ne adunăm aici în locul acesta, Dumnezeu ne vorbește în cuvântul predicat. Dar nu uitați că Dumnezeu în fiecare zi vrea să ne călăuzească, să ne vorbească la fiecare în parte, potrivit cu situații și împrejurările din viața noastră. Dumnezeu spune aici, că îi vorbește lui Ieremia, spune, cuvântul vorbit lui Ieremia de partea Domnului care sună astfel, scoală, te spune Dumnezeu, scoboară-te în casa olarului, acolo te voi face, spune cuvântul lui. Să auzi cuvintele mele. Și mi-am pus întrebarea, Doamne, dacă Tu vrei să-i vorbești lui Ieremia, de ce nu-i spui de la început ce vrei să facă? Dumnezeu îi spune lui Ieremia, scoală-te, du-te în casa olarului și acolo îți voi
vorbit. De ce Dumnezeu nu-i spune tot mesajul de la început? Dumnezeu vrea să vedem, vadă noi, ascultare. Lui Dumnezeu nu este greu să ne vorbească la fiecare dintre noi. La predicator nu este greu să vorbească. Spune Apostolul Pavel, mie nu este greu să repet aceleași și aceleași lucruri. Dar vouă vă este de folos. Pentru că lucruri care doar le auzim, spuneam dimineața, și nu le punem în practică în viața noastră, nu ne ajută la cât de frumoase ar fi ele. Nu ne ajută la nimic. Dumnezeu vrea să vadă de la Remia, vrei că Remia să dai dovadă de ascultare. Și Dumnezeu îi spune primul pas. Te ridici și duci în casa olarului. Remia dă dovadă de ascultare, se duce în casa olarului și Dumnezeu continuă, îi vorbește în cascada, putea spune. Dumnezeu îi vorbește mai departe ce are, ce așteaptă și ce dorește să facă. La fel și Dumnezeu, noi vrem de multe ori multe lucruri Dumnezeu. Noi vrem Dumnezeu să ne vorbească într-o anumită situație sau într-o anumită, în multe lucruri. Dar Dumnezeu vrea să-i vadă, nu știu ce? Credincioșie și ascultare, lucrurile mici. Ca apoi să ne poate încredința pe cere? Mare. Dumnezeu vrea de noi credincioșii și lucruri care sunt clare, descoperite. Lucruri care sunt atât de evidente pe care fiecare trebuie să le trăim și să le aplicăm în viața noastră de zi cu zi, în vorbirea noastră, în purtarea noastră, în umblarea noastră, lucrurile care Dumnezeu așteaptă. De ce Dumnezeu îi spune lui Remia, scoală-te și coboară-te în casa olarului, căci acolo te vă face să auzi cuvintele mele. Și Remia se duce. Spune că m-am coborât în casa olarului, iată că lucra de roată. Și asta face olarul. Dumnezeu vrea să dă o lecție și spune, vasul pe care îl făcea n-a izbutit. Cât de iscusit n-ar fi un olar. Nu de multe ori nu îi reușește din prima lucrare. Orice lucrare de artă care știm noi. De-aia în lume nu sunt multe lucrări de artă. Sunt un număr limitat de picturi de artă, care au o valoare imensă și colosală. Sunt sculpturi de artă. Nu sunt multe. Sunt puține, pentru că sunt de artă și sunt cum? Valoroase. La fel și aici. Olarul lucra. Nu orice lucrare e izbutit. De ce Dumnezeu vrea să dăie, o lege spune, nu pot spune, n-ai scutit că mâna lui. Atunci l-a făcut un alt vas. Cum i-a plăcut lui, să-l facă. Și tot încearcă, și tot încearcă, și tot încearcă, și tot încearcă. Și spune felul următor. Și cuvântul Domnului i-a vorbit lui Remia. Remia, vreau să dau o lecție. La fel cum lutul mâna olar nu izbutește de fiecare dată. Și ia de nou lutul și ia de nou frământă, și ia de nou frământă, și o frământă, până iese o lucrare minunată. Până scoate el toate impuritățile, tot aerul, tot scoate de acolo, ca să facă, să-l modeleze, să iasă ceva bun și folositor pentru slujba și pentru lucrarea Domnului. De ce îi spune Domnul 26? Nu pot să fac și eu cu voi casa olarului acesta ca și cu Israel? Zice Domnul, iată cum este lutul în mâna olarului. Așa sunteți voi în mâna mea, casa lui Israel. Noi suntem lutul, iar el este ce? Olarul. Avem un Dumnezeu care poate să ne modeleze. Să ne lăsăm modelați de El. Mesajul pe care vreau să-l lăs în seara aceasta bisericii, în săptămâna în care am intrat. În săptămâna în care am intrat, îmi dorim foarte mult ca lutul care suntem noi. Că ești la 20 de ani, că ai 15, că ai 50 sau 60 sau 70 de ani. Câtă vreme avem viață și suflare noi. Suntem un lut pe care marele ăla poate să-l modeleze. Și spune, Doamne, că în seara aceasta, ca unii care ne-am strâns în locul acesta, Doamne, modelează-ne. Doamne, mai lucrează, mai pune-ne odată pe roată. Nu-i ușor să fii pe roată. Dar, Doamne, mai pune-ne odată pe roată și, Doamne, modelează-ne. Nu după chipul viacului acesta. Nu după chipul care vor lumea și societatea. Doamne, modelează-mă și fă-mă. Cum vrei tu. Modelează, Doamne, mine și să leg mesajul acesta de mesajul de dimineață, ca să intrăm în săptămâna aceasta în care am intrat, să fie în mintea noastră, în inima noastră și în gândirea noastră, Doamne, modelează-mă o inimă curată. Amin. Doamne, vreau dincolo de toate lucrurile care îmi oferă și toate căile care îmi oferă lumea aceasta, Doamne, modelează și arată-mi calea în care să mărg în totalitate pe care ta. Și, Doamne, vreau modelat de Tine cu o inimă curată. Ca unul care sunt și unul pe care ta, Doamne, să împlinesc voia ta. Nu se poate una fără alta. Nu poți să spui că ai inimă curată, dar nu mergi pe calea Domnului. Nu poți să spui, eu am o inimă curată, merg pe calea Domnului, dar nu vreau să fac voia Domnului. Nu. Cine are inimă curată, merge pe calea Domnului.
Și cine are inima curată și merge pe calea Domnului, va rămâne și unde? Și în voie Domnului. Și totul pornește de la ascultare de Dumnezeu și de cuvântul Lui. Nu sunt lucruri grele, poruncile nu sunt grele, sunt lucruri simple, ceea ce se cer de la fiecare noi ce este? Aplicare. Și Dumnezeu să ne ajute săptămâna aceasta să aplicăm și ne va arăta Dumnezeu circumstanță. Pentru că va trebui să dăm dovadă de curăție de inimă, de rămânere lângă calea Domnului și de rămânere lângă voia Dumnezeului nostru. A vrea acum ca la încheiere, ca o rugăciune și o dorință fiecare noi să cântăm cântarea, schimbă-mi inima. Fă-mă mai curat, mai real, mai sfânt, mai adevărat. Și refrenul spune, tu ești olarul, iar eu lutur. Ne-a dus Dumnezeu și în sala aceasta. Un drum, poate un pic mai mic decât de dimineață. Dar Dumnezeu ne aduce și ne aduce, ne va duce și vineri în casa aceasta de rugăciune. Și ne aduce Dumnezeu în circunstanțe în care vrea să ne vorbească. Vrea să ne modeleze. Dacă totuși să ne dăm pe mâna cuiva care să ne modeleze, să dăm pe mâna lui Dumnezeu. Atunci când ne ducem la medic, atunci când avem o problemă sau vrem să fim operați, vrem să fim operați de cel mai bun, mergem și-l căutăm. Că e în Cluj, că e în Timișoara, că e în Oradea, că la București, că e să căutăm cel mai bun medic, nu ne dăm pe mâna oricui. Când vrei să-ți repari mașina, nu dăm mașina pe mâna oricui. Când ne încredințăm viața, o încredințăm pe mâna oricui. Și o încredințăm în Celul care ne știe și ne cunoaște din ce suntem făcuți. Țărâne suntem făcuți. Ne știe ce mai bine. Și Cel care ne-a făcut din țărâne a pus și noi gândul veșnicii. Iar în gândul acesta veșnicii putem ajunge acolo. Putem face diferență în lumea aceasta. Dacă suntem cu inimă curată, întrebăm într-o cale a Domnului și întrebăm într-o această voie a Domnului și ales să ne unim cu toată adunarea. Să cântăm această cântare acum la despărțire, ca mai apoi să pornim această săptămână în care Dumnezeu ne-a încredințat în fiecare dintre noi. Plin de nădejde și plin de curaj spre Dumnezeul nostru. Amin. Vă vin să ne ridicăm, ales ca o rugăciune, ca o dorință cu toată adunarea. Ne unim împreună cu frații. Ne unim și cântăm și ne dorim ca o rugăciune sinceră, nu doar una de pe buze. Spune, Doamne, schimbă. Fă-n mine ce n-ai făcut niciodată. Tu ești un arul, Doamne. Eu sunt unul tu, Doamne. Modelează. Inima, fă-o ca a ta, o gândește-te în viața mea.
Ne gărânțăm viața noastră, inima noastră, mintea noastră pe altarul Tău, Doamne. Recunoaștem încă o dată în seara aceasta că Tu ești olarul, iar noi lucrul. Transformă și modelează-ne. Amin. Și fă-ne cum Tu dorești. Asemenea Fiului Tău, Iisus Hristos. Amin. Amin. Cu harul și pacea Domnului ne despărțim. Cu grupul de frați mergeți spre bată, susțineți-ne în rugăciune. Domnul să dea har și binecuvântare și acolo. Amin. Amin. Fiți binecuvântați.